Salutare YouTube, sunt Aurel, sunteți pe canalul Iona Games și ne jucăm în continuare Witcher 2. În episodul trecut am încheiat povestea de început, a fost prezentarea povestii, jocul de fapt. Și am vedat acum o loc de la zero, vom începe să căutăm pe, cum îi spune, pe adevăratul criminal al regelui. Hai să uităm pe aici să vedem dacă ne găsim și ceva. Da. Iasă. Nu înapoi în pistoare, vreau să ieșim să căutăm pe aici ceva. Uite că am și găsit. Oh, ne-a găsit și o armă cât de cât. Avem aici o fel de bâtă, ce asta? Un fel de... Și mănuși. Înțeleg pentru ce pute bine. Avem mănuși care cât de cât ne făcut deja și, cum îi spune, și o armă. Să mai uităm pe acelea dacă găsim ceva de luat. Suntem în chisoarea lui unde este deținut și la Vaiet. O să vă audă pe fundal, cum îi spune, o să vaită lumea pe aici. Cum... Opa. Deci ne putem furișa. Și bineînțeles că l-am văzut pe nenea care a prinde făcut. Hai! Bă, nu da! Așa dau eu! Acum vine unul. Ia-l și tu! Vă spuneam eu că... S-au trecut avut. Tu ce vrei, mă? Păi, urâtule. De aici încolo să înceapă adevărata... Cum spune? Adevărata acțiune, pentru că până acum... Nu te rău. Acțiune pentru că până acum am trăit începutul povestea de, cum îi spune, putea stinge flacăra, putea să aprinde în stila. Mai ceva pe aici? Opa! Asta prinde focul. You jackal, what? I said a prisoner's escaped! Guards! Hai! Bine, ne facem și vrăj, dar vartă cum se schimbă, o să vede cum se schimbă vrăj, de fapt, pe engleșea l-am schimbat. Hai, opa! Hai ca ne ajung pe aici, ia de aici. Mi se pare mie că dacă dau cu unul, ia să dăm. Vreau să scrim la un moment dat, vă scrim vrăjile de aici, de jos. Ia să dăm. Oh. Altă cheie. Îl schimbă. Vreau să văd dacă... Nu cu ăsta. Ia, cu trei schimbă, uite. Cu trei. Dă-mi foc, ia să vin. Altceva. Ok, hai face și cu vrăj. Bun. Hai să mai căutăm pe aici, nici ce mai găsim. Dăm și noi un zip frumos să vedem dacă... Uite, am găsit ceva pe aici. Puțin de asta. Aici ceva? Uite că găsim câte ceva pe aici. Tocamdată vă spuneam, sunt trecut cum putem face crafting pentru că trebuie să ajungem la... Cum îi spune? Trebuie să ajungem la un de-asta, la un fierar. Dar putem face anumite poțiuni și putem găsi, cum îi spune, armură sau sabii sau eu știu, care chestia asta să ne... Unde ce-am pe spate aici. Bun, hai să mergem mai departe. Opa, stai că am găsit ceva aici. Hai să ceva? Nu mai găsit nimic. Opa! Stai că vine gardianul. Ah, sunt doi. Hai! Să vedem pe cine și anume eliberează. Bine, că înseamnă gardienii cu aia care am bătut noi când s-au trecut când ne-am evadat. Ia uite cine este, la Vaiet. Uite, ce schemă aici, ce schemă aici. Se evadează. Bun, vă spuneam eu că jocul ăsta e interactiv și poți schimba traiectoria jocului. Deci cu el, dacă vă ziceți voi aminte, mi se pare că în primul sau al doilea episod l-am întâlnit eu cu el. În sus acolo pe turn. L-am obligat să predea, dacă acolo ne băteam cu el și-l omoram.
Acum aici ne întâlnem cu maica sa, cu baroneasa. Bun, ne întreabă de ce suntem aici. Da, același lucru care cuști tu. Yes, but they imprisoned you. Why? They say I killed Foltest. Uite, spune că l-au ucis pe... I'd hope to do that myself. Asta încă îi poartă ură regelui pentru ce a făcut maica sa. Foltest did her no harm. Hai să totuși să facem până știm. Trust is hard to come by in wartime. I've heard nothing about her. Fortunately, I know how to restore my family's honor. Time to think about saving your life. To me, honor is more important than life. Pentru asta e mai importantă onoare decât să salvezi viața. Not your concern. We must get to the oil store where there's a way out. Trebuie să mergem la depozitul de ulei. You must help me. I'll wait here. Return for me once you've cleared the way. Deci pe aici am venit noi, ca să dacă găsim ceva în zonă. Nu? Este ceva? Aici? Nu dă voi. Trebuie să facem, să curățăm zona de soldat și face... Bastard! You fucking prick! Ce faci mai aici? Fuck you, cocksucker! Trebuie să liberăm zona de soldat și pe aceea să-l aducem și pe ăsta, cum îi spune, pe la vaiet. I'm gonna fucking kill you, hear me? Nu, pe aici ceva? Prick up and beat your head in with it! Nimic. Hai să putem să aducem totuși sabia, că însă știi de sabia, băta asta care ce este. Opa. Altceva să duc, nu, era o pozonă scătură ceva. Iară, ceva. Ah, tot, mai bărbă. Aici era zona de tortură, cred că ceva de genul. Ia să vedem ce găsim în zona. Uite aici în spate ceva. Ulei. Deocamdată nimic, nimic așa. Mai ceva pe aici? Am văzut. Aaa, gata, am găsit, uite. Am găsit o grămadă, o grămadă. Este timpul să... Să ne încălțăm. Pantalonii ăștia, ăsta ce au pe ei? Ăștia au armură, hai să ne punem pantaloni. Și mănuși. Adică decât acum suntem și noi, uite, avem și noi cizmulițe. Eu nu știu mai așa, ia să am găsit ceva aici. Aici am găsit iar niște mănuși, niște chestii. Și pe aici. Și pe aici. A, tu mai sunt. Opa. Uite și pe aici. O grămadă de chestii în zona asta. Hai să căutăm noi ca lumea ca să luăm tot. Hai să dăm noi așa frumos un zip, poate ne scăpa ceva. Uite pe atent aici de asta de tortură. Cred că îl băga pe ăsta aici și închidea chestia asta. Mamă, mamă, mamă. Uite-și aici. Bă, era bună o sabie totuși. Dar noi pe unde am venit? Cred că pe aici pe undeva am venit. Dacă am văzut ceva aici. Nu? Mai este ceva? Uite-și aici. Ce-i pe aici? Numai uleiuri și nu știu chestii, niște astea de ață, de... Uite, putem citi de azi ce aici, ia să dăm. Asta de declarația lui ăsta, pe care obligat să semneze. Așa, bun, hai să mergem mai departe. Să eliberăm, să eliberăm zona ca să vă duce și pe ăsta, cum îi cheamă, pe... la vaiet ăla. Asta aici. Pe aici să-l aducem? Trebuie să ne vorbim totuși și traseul. Pe aici am venit eu. Deci nu mai intrăm pe aici. Cred că ți-a fi voit, cum spune, un drum ceva. Aici e ăsta, nu avem treabă cu el. Și pe aici? Ah, pe aici n-am fost.
Opa, opa. Vai dar fogo o astante. Stai pe mine. Opa, 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 nu da. Stai aici, ce sunt aici? Ce le fac? Oi, ce dai, mă? Ce mai am, ce le fac? Gata, mă, opa, ce mai sunt? Bine, mai sunt și filmulețe pe aici. Bun, acum trebuie să ducem pe ăsta pe aici, pentru că și anume am eliberat zona. Hai să adunăm totul pe aici până una alta. Stai că nu vreau să sting lumina. Aici, pe aici? Găsim ceva în afară de punguțele astea. Am luat astea banii. Opa. Alte mănuși, vedem de care sunt mai bune. Ia să căutăm pe aici, vedem dacă găsim. Aici am dat voie să intru? Nu, pentru că e blocat. Aici e ceva? Și-am găsit ceva, și-am găsit ceva, o cameră. Ia să vedem. Nu găsim pe aici? Ceva de luat? Ia să mai privim o dată, poate n-am văzut mai bine ceva. Cum o cameră să nimic, nu-mi dă și mie? Unde voi să iau o sabie pe aici? Unde voi? Să mai stau cu măciuca asta? Aici am luat parcă. Aici este închis. Hai să mergem după la băieta să aducem pe asta pe aici. Uite aici am găsit ceva. Și am mai găsit ceva și pe aici. Nu? Mai este? Nu mai este. Hai să mergem după asta să-l aducem. Păi, nu am să... uite aici. Hai, gogule. Help me up. Hai, sus. Așa, hai să ducem pe ăsta. Uite că știe deja locațiile pe aici. Hai încet. Opa, invers, pardon. Second door on the left. That's the oil store. A doua ușă la stânga este depozit de ulei. Ce știe asta pe aici? Come with me. There's nothing you can do here. I've more to do now than ever before. Alone. I need no one's aid for what I aim to accomplish. Is that your final word? Farewell, Witcher. Hai să fugi aici, că ăsta ce face? Să dă foc la ulei. Oh, hai să fugim. O sabie. Aici putem să ieșim? Asta să ne punem sabia totuși la adăpost. Să ne punem sabia în locul cât asta, că nu e bună asta. Avea ceva de aici de luat? Este, că putem pune și tu aici ceva. Tipul aici. Să luăm pandă din asta. Aici, pe aici. Ulei, avem la ulei, să le punem și în cap. Opa. Am altă treabă cu sabia, frate, nu mai e. Nu mai e.
asta? Ia să mai spunem ceva. Să putem tot ce poți să luat. Și aici. Deocamdată nu știu ce să fac cu ele, o să adun și-o tot aici, că nu știe cum să-mi trebuiască. Vă spuneam că se face, cum spune, se face crafting la un moment dat. Uite cât am luat. Stai, că am găsit ceva aici. Aici sunt niște bănuți. Uite-mi și pe ăștia. Să vorbim. Hello. Ce fac băieții? Vreau găsit ceva aici. Hai de așteptă... Bloody hell, you didn't have to torch the castle. You were to sneak out, avoid anything resembling a bloodbath. You left me the key to my manacles, not an invisibility cloak. Triss, is everything all right? Not exactly. I'm no longer the royal advisor. I've lost my post, my home in Zima. Witcher's mistress, they call me. Kingslayer's whore. Politica poate fi brutală. Foarte actuală. An interregnum is chaos by definition. Rats like Baron Kimbolt and Count Maravel rule Temeria now, or strive to. But no one save old Natalis can restore true order. Natalis is far away and of low birth. The crown simply out of his reach. Baron Kimbolt, on the other hand. Politics is secondary right now. Vernon, learn anything new about the Kingslayer? A week ago I got a message from an informer in Flotsam. He saw Yorveth in the company of a large, bald man, not unlike the one you described. A week ago? Sounds like a cold trail to me. We need to start somewhere. The trading post is a few days upriver, in the forests that lie on the Edirnian border. Yorveth territory. Flotsam it is, then. Triss. Yes? I'm a bit beat up. You look at my wounds. Mm-hmm. Let's go below deck. And I need you to tell me about Yennefer in detail. I want to hear it all, even the things you don't want to tell me, even the things that might hurt. Commander Castor, clear the lines and all aboard. Lines clear, Captain. Vom merge să căutăm, cum spun, să căutăm pe asasinul regele. Să se vede undeva unde... Opa! A luat foc tot orașul de la explozia de ulei. Și acum vom călători. Honor's a curious thing. Honor made Arion fight a mismatched battle against the might of Temeria. Facing defeat, Honor told Arion to bow his neck to save his men. But that same Honor prevented him from saving himself. Life can't be easy for anyone who's unlucky enough to be labeled a regicide. That goes triple for someone like Geralt. Could his luck get any worse? I've known the Witcher for a long time, and I'm sure that kings, courts, and politics concern him about as much as last year's snow. But hey, life doesn't always dole out what we expect, right? Sometimes it even forces us to associate with unsavory characters like Vernon Roach. No, I'm not making any excuses. And yes, I had my reasons. The Witcher spent most of the way to Flotsam talking to someone. Long into the evening, as water lapped against the boat's side, Triss told him forgotten stories of his unexpected child and his toxic relationship with a sorceress named Yennefer. Stories of a life stolen from him. Am I boring you? Don't set this tale aside. Give me just a few minutes more, for someone special's about to appear in dire straits upon a scaffold. Aude peisaje frumos aici. Patru luni mai devreme? Acum, a fost acum patru luni. Face tare foarte mult cinematica la jocul ăsta, filmele astea care ar putea așa apar între
între bucăți de joc. Și frumos făcute efectele și... opa! Uite ăsta! Nu l-am face dacă nu vrei. Bate cu de-astea până la urmă? Sper că nu. Sau eu știu. Asta are de post, mă vrea să topește, unde e aici? Au ce de armamentare pe el. Suspansul crește. Adrenalina are foarte. I'm here to talk. Cine ești, frate? Bow low. Oh, you stand before a hand ground. That of Demavend, King of Edir, by the grace of the gods, sovereign of the Pontar Valley, and so on. And you are a friend to non-humans. Al neoamenilor. I can add several more heads to this one. Each crown. Fault has to start with. I barely escaped in Edir. I'll need help. Access to your hideouts and maps of your secret trails. And the support of the Scoia'tael. I want no gold and have no interest in a killer's fame. Then why do you wish them dead? It's a long story. Your beast nabbed his neck. Time to go. Do we have a deal, Elf? Mamă, ce forță are ăsta, ce mușchi, ce... Munte de carne, cum e zis ăsta. Și acum? Ce se întâmplă? Zilele noastre. A, ne-am întors puțin în timp ca să vedem altă poveste. Am ajuns cu Bartra acum la destinații. Deci, iar să... Deci, mă spuneam eu și la început, în alte episoade, că sunt poveste, poveste în poveste. Adică mai apare poveste ca să ne jucim ce anumite chestii din trecut. Clotsam should be just beyond the point. We'll take the beach. Who's we? You and me. Reconnaissance. I'm coming too. You should stay behind. We can't be sure the reception won't get. Precisely why I won't let you go alone. Someone's got to look after you. That time of the month. This. Mergem pe... malul râului. Hai, uite jos. Witcher, we're waiting. Stai mult, am de căutat. Aveți răbdare. Come on already. Gata, vin, draguță, vin. Any news from your secret informant? The port's blocked. Some merchants have been held up for months. What about roads through the forest? You're mai bună, nu faci, că te una alta. Ia să vin. Ceva plante, ceva... percuție. Stai că ne așteaptă ăsta aici. Let's move. Ăștia cu adunat după aici, după culesul. Very funny. Who does it belong to?
You're with, maybe? I know more about the Conrad Valley. For instance, I know that Foltest stole this land from the Hai, adesso da chiamiamo pe mine. I believe you had a hand in it. Da, dacă tipa parte pe aici. Hear that? I smell an elf. Acolo, apa. Cântă, uite-l. Asta e ciobănașul care cântă din fluieraș. That's Vernon Roach, Special Forces Commander for the last 4 years, servant of the Temerian King, responsible for the pacification of the Mahakamon foothills. Hunter of elves, murderer of women and children. Twice decorated for valor on the field of battle. Yorveth, a regular son of a whore. I've long awaited our meeting, laid plans, set traps, and now you appear in my forest of your own volition. You aided the man who slew my king. King or beggar, what's the difference? One Dwan less. Since when did the Scoia'tael hire professional killers to do their dirty work? The Dwan, even. You've fallen low. A hired killer, true. But in all certainty, he is no Dwan. Don't make a big deal of the race thing. Yet race is the very reason we fight. We have pointed ears, yours are rounded. We are few, yet long-lived. Your kind multiplies like vermin, though thankfully expires quickly. Humans and elves alike. Trying to prove one shape is better than the other. 400 years of killing over the mold of the Oracle. You're just another old elf in a young elf's skin, using clever words to mask an obvious truth. Obvious, you say? This is not about race or freedom, or even vengeance. You're here because someone powerful told you to be. Someone who's using you. They may wear a crown, carry a magic wand, or even lead a guild. But be sure of this. It's not about your freedom, your rights, or your ears. Nilfgaard plowed you once. Now someone new does. Am I wrong? Those times are gone. No one will ever use the Scoia'tael again. Who are you addressing? Me? Yourself? Or the archers in those shrubs? Enough of this, Hiss! Stanley! What is that? Opa. Opa. That ought to discourage them. After the giant class. Opa, let's do this. You should have charmed the archers. They're coming. Geralt, the spell's still working. Stay close. Putem în interiorul, cum spune, folie pe care a făcut-o vrăjitoare. Let's get the fuck out of here. Back to the boat. There's even more of them that way. We must fight our way towards Flock. Se bate și cu Who did you think it was? Înapoi, 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 uite-te. Așa, hai mă. Cu pula asta făcută din braja lui Tăbunșoara, neapărat de sedițele astea. Uite. Mai vin și pe astea jos, să își apărăm. Come on, let's go. Ia uite. Hai. Are you alright? Opa. Where the hell is that training post? Hai, 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 hai. I'm starting to think we'll make it. Wait. The barrier's waiting. Uite, o sabie, o sabie. Trish, be quick! Give me a bit more magic. Just a little. Stai, 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 cum ajungem? Hai, stai, stai, aici, aici. Aici, aici. Yes! Ce-a pus
poate? Atunci ceva? Stai. Așa drum în alta. Alarm! Squirrels! There's a mind among them! Ready yourselves! Stai că am văzut un lucru. O să-mi fac înapoi în cupul ăsta pe... Să mă omoară sărieții. Hai mă, vină cu acea să-i smeche. Gata? A scăpat? Gute-te, uite. Auzi ce gazigar sunt aici? Hai, tăia-ți pe nasul. Gata? You know each other? Rather well. But he has amnesia. I actually took the Witcher by surprise when I killed Foltas. Fear not, Elf. I know Geralt. I know his weakness. Asta nu vede nici acolo. Deși acolo era ăla pe care l-a omorât părinții, pe care l-a văzut el. Gata, am ajuns la... Too many spells at once. You can die from that. See that? Yeah. The Kingslayer and Yorvith. You all in one piece? Who are you? I'm a witcher. Emir Embrice, spice merchant. A trader? In spices. Comerciant de... condimente. And the woman? Comerciara? My good man, we barely escaped death. Be so kind as to tell us where we might get some rest. We'll explain everything later. Very well. Head for the market square. You might be in time for the execution. Some ne'er-do-wells are going to hang. A dwarf and some bard. There's also an inn and a brothel. Oh yeah, the brothel sounds especially interesting. Take care now. Bun, păi cam atât pentru astăzi. Am ajuns în punctul ăsta. Da, hai să ne uităm totuși, hai să mă uită puțin dacă putem pune ceva din ce am găsit noi pe aici. Asta are 8 cu 10, asta are tot cu 8 cu 10. Deci mai lucru nu putem face cu ele. Asta are 8 cu 12. Nu? Punem aici sau aici? Nu mă las aici, să punem aici. Asta nu putem să punem aici. Nu putem? Știu că o sabie, trebuie să aveai două sabie. O sabie este pentru, cum îi spune, pentru oameni și una pentru moștri. Dar nu știu care e, asta tot acolo dă. Până cop. Și am mai găsit eu niște, ia. Deci asta îmi dă armură plus 1, tot armură plus 1. Asta e plus 1 și asta e, eram cu desculți. Cum că aveam, n-am găsit eu în închisoare, cum îi spune, am găsit eu de-astea. Uite asta ziceam eu. Plus 3 și asta are plus 2. Deci ne schimbăm frumos jacheta. Și asta are... are nimic asta. Asta are plus 1 și asta are tot plus 1. Deci nu mai lucru am făcut aici. Armură plus 1. Asta are tot plus 1. Avem eu la... unde avem eu încălțămintea? Aici. Gata. Ia, cum arată acum? S-a schimbat echipamentul pentru că am dat altă rachetă. Level up. Hai să vă arăt aici cu level up. Să ne uităm pe aici, pe undeva. La caracter. Deci avem deja 5 talente. Le putem pune aici sus. Ca să ne crească nou, cum îi spune, abilitățile. A folosit cuțite. Yeah. Nu? Mai avem talente. Și aici? Și gata, mai avem talente, avem level 6. În momentul în care creștem nivelul, ne mai dă talente și mai poți să punem aici, ne creștem abilitățile. Asta odată. Deci ne-am antrenat, acum suntem mult mai atenți. Și aici putem, cum îi spune, aici putem bea poțiuni, dar nu le-am făcut deocamdată.
Bun, păi cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest episod, vă invit să apăsați butonul de like. O să mai urmeze și alte episoade, pentru că povestea este la început. Până data viitoare, vă urez un sincer salut!